4 dintre colegii fetiței de 3 ani care a murit săptămâna trecută de meningită sunt purtători de pneumococ. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică spun că tulpinile de pneumococ depistate la copii sunt sensibile la antibiotice, iar medicii de familie urmează să stabilească tratamentul adecvat. Am recoltat practic 10 probe, din acele 10, 8 au fost recoltate de la copii și 2 de la îngrijitoarele de curățenie. Din toate cele 10 probe, doar 4 probe au fost pozitive și toate acelea la copii. Vor merge cu rezultatele la medicul de familie sau la un medic specialist, care va decide punctual pentru fiecare copil în parte dacă este oportun sau inoportun să se tenteze sterilizarea acelui purtător. În opinia medicilor de la DSP, situația nu este alarmantă, mai ales că aproape 70% din populație este purtătoare de pneumococ. Pneumococul, în primul rând, poate da pneumonii, poate da otite, dar în cazuri rare, așa cum s-a întâmplat și în cazul care a decedat, se poate ajunge la complicații de genul meningitei sau septicemiei. Dar nu este cazul să vorbim de cazuri de meningită, nici măcar nu sunt cazuri. Ei sunt purtători sănătoși la care se va lua decizia potrivită.